Acum suntem în legătură directă cu doamna Elena Mateescu, directora ANM. Sărut mâna, doamna Mateescu! Bună seara! Ce este cel mai interesant din toate datele pe care le-ați avut astăzi? Da? Cea mai călduroasă zi din ultimii 120 de ani. Dar în opinia dumneavoastră, ca super specialist, ce vi se pare cel mai spectaculos din tot ceea ce ați văzut astăzi? Cel mai spectaculos din punctul de vedere al specialistului astăzi trebuie să menționăm temperaturile resimțite. Am înregistrat 46 de grade la băile Herculane, la foarte multe stații din partea de sud-vest, sud a țării 44 de grade, în capitală 42, chiar în partea de est, spre jumătatea nordică, la Bacău, de pildă, de asemenea 42 de grade și, nu în ultimul rând, și în centrul țării, la Târgu Mureș, 38 de grade Celsius, pe litoral 37 de grade. Iată, în aproape toată țara s-a depășit la nivelul temperaturilor resimțite pragul unei zile de caniculă, 35 de grade. Și ceea ce este de asemenea important, indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități, mai puțin în zonele de deal și de munte. Practic în toate zonele de câmpie din regiunile extracarpatice, dacă verificăm harta acestui indicator la ora 15 de astăzi, o să observăm nuanțe de roșu și roșu închis în aproape toată țara, mai puțin culorile de verde deschis și verde închis pentru zona montană și zona de deal. Dar din punctul de vedere al valorilor măsurate, avem în capitală inclusiv 38 de grade, de asemenea la băile Herculane, Calafat, 38 de grade, valoare măsurată în condiții standard, așa cum se face de către toate serviciile meteorologice la nivel internațional. Deci cel mai cald astăzi a fost la băile Herculane? 46 de grade, temperatură resimțită. Practic, astăzi, în aproape toată țara, valorile de temperaturi la nivelul celor resimțite s-au situat între 37 până la 46 de grade. În momentul acesta... Extinderea acestui zile, din punctul de vedere al temperaturilor resimțite, trebuie remarcată, dar în același timp trebuie să vorbim și de nopțile tropicale, pentru că va urma o noapte tropicală cu siguranță în bună parte din țară. De asemenea, temperaturile nu vor coborâ sub 20 de grade, este posibil să consemnăm 25 de grade, așa cum s-a întâmplat practic de când a început acest al doilea val de căldură, cum am avut în 13 iulie cea mai caldă zi la 59 de stații, când am avut recorduri ale temperaturilor maxime pentru o zi de 13 iulie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Cu siguranță al doilea val trebuie remarcat atât prin extindere, dar mai ales prin durată, pentru că el va fi de interes și pe parcursul acestei săptămâni până la finalul acestei săptămâni, pentru că și în următoarele zile, mâine, de pildă, în sudul țării, rămâne în vigoare avertizarea meteorologică de cod portocaliu cu valori de temperaturi la nivelul maximelor de așteptat între 38 până la 39 de grade și cu siguranță discutam astăzi cu colegii de la Centrul de Prognoză când, într-adevăr, vom reuși să atingem chiar 40-41 de grade valori măsurate, pentru că modelele în continuare estimează posibilitatea ca sâmbătă să avem o altă zi foarte călduroasă la sfârșitul acestei săptămâni și ceea ce este foarte important, valul de căldură să poată fi persistent până la finalul lunii lui cuptor în țara noastră și acest lucru va face cu siguranță ca luna iulie din acest an să fie în top 3 cele mai călduroase luni iulie din 1901 și până în prezent. La nivelul acestei perioade m-am referit când am afirmat că este posibil ca luna iulie să fie cea mai călduroasă din ultimii 120 de ani. Dar pe căldurile acestea foarte ridicante, cam două săptămâni o mai ținem de aici? Cam două săptămâni, da, cu siguranță, pentru că datele modelelor așa indică o posibilitate, spuneam, în cadrul emisiunii dumneavoastră în urmă cu o săptămână, Centrul Regional Climatic de la Offenbach estima că este posibil ca durata acestui val să continue până la sfârșitul lunii iulie și să nu excludem și prima săptămână din august.
și prima săptămână din august. Deci am putea avea încă 3 săptămâni extrem de calde. Avea încă 3 săptămâni extrem de călduroase, chiar dacă vor mai fi intervale scurte cu valori de 35 de grade, totuși disconfortul termic este unul accentuat, pentru că și nopțile sunt tropicale și temperaturile resimțite cu siguranță se apropie de 40 de grade. Mulțumesc!